Vehiculul era condus dinspre strada Electrolizei înspre strada 8 Martie de un bărbat de 52 de ani. Victima este o femeie de 62 de ani din satul Nou de Sus. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest și s-a constatat că nu se afla sub influența alcoolului. Victima a fost transportată la spital pentru investigații medicale. Se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.